Al doilea cămin. Undeva în Ardeal, printre dealuri și păduri, se află un sătuc unde pe malul unui păru, de mic copil, îmi petrec vacanțele împreună cu frățiorul meu. Pot spune că mă număr printre copiii norocoși care pot experimenta viața la țară. Cel mai mult îmi place când vin în vizită copii de vârsta mea, cu care ne jucăm în piscină sau la trambulină. Dar ne plac și drumețiile, plimbările prin sat, unde putem vedea animale domestice, rațe, gâște, vaci, porci și cai. Dacă sunt singură, îmi place să mă duc să călăresc la o fermă din apropiere. Și noi creștem păsări. În grădină cultivăm legume, iar de la pomii fructiferi din curte avem fructe proaspete. Într-o cămăruță avem niște saci din care cresc ciuperci mari și gustoase. Toamna când trebuie recoltat vin să ne ajute bunicii. Fructele culese de mine sunt delicioase. Îngrijim florile plantate de părinții noștri în jurul casei. Am și un câine care ascultă la numele de Moțco și care este de 4 ani prietenul meu cel mai loial. El are grijă de curte și de casă. Într-o vară ne-a vizitat un grup de artiști. Ei au venit să picteze natura frumoasă din zonă. Ne-am împrietenit cu o domnișoară drăguță care ne-a rugat să desenăm și noi câte ceva. Apoi a organizat un fel de expoziție. Eram tare mândri de lucrările noastre. Nici iarna nu ne plictisim. Avem o pârtie de săniuș de apropiere 2 km. Iarna mă vizitează doar verișorul meu de la Brașov. Eu la țară mă simt ca acasă și îmi doresc să-mi petrec cât mai mult timp acolo cu prietenii mei.